Am să vă prezint setul de clești format din cleștele pentru bucle, cleștele pentru tăiat și cleștele pentru strâns. Ce putem să facem cu acești clești? Cu ăsta se pot face bucle. Da? Avem o buclă. Putem să învârtim în jurul lui sârma. Până vom realiza un con. Tăiem capătul rămas cu cleștele de tăiat și cel din partea asta. Mai putem realiza zale de diverse diametre. Cu creștele de strâns putem îndoi, putem strânge. Putem deschide zale.